Președintele Consiliului Județean Sălaj Tiberiu Marc, vicepreședinții Valeri Crișan și Cioaca Tiberiu, dar și secretarul județului Cosmin Vlaicu, au participat astăzi la o întâlnire cu primarii și reprezentanții comunelor și orașelor din județ în vederea semnării acordurilor de cooperare privind furnizarea produselor alimentare în cadrul Planului Anual European de Furnizare Ajutoare Alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate. Potrivit vicepreședintelui Valeri Crișan, programul este deja în derulare. Consiliul Județean semnând contractele care vizează transportul și depozitarea celor 11 tipuri de produse ce vor fi distribuite în acest an. Făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, biscuiți, orez, ulei, fasole, boabe, mazăre în conservă, bulion, roșii în bulion și zahăr. Președintele Tiberiu Marc a atras atenția celor prezenți asupra obligației administrațiilor locale de a face cunoscut faptul că alimentele provin din fonduri europene. Sub sancțiune de diminuare a sumelor, în locul în care depozitați produsele va trebui să fie specificat sub anumită formă că sunt alimente provenite din fondurile europene. Regulile le fac cei care dau bani, așa că va trebui să le respectăm în detaliu. Altfel, suntem pasibili de diminuare de sume, a subliniat șeful administrației județene. Și pentru că a fost o întâlnire de lucru, unii primari au reclamat faptul că acordarea acestor ajutoare în funcție de veniturile persoanei creează discrepanțe între familii și probleme în comunitățile locale, în condițiile în care persoane cu venituri proprii mici, dar venituri familiale mari, primesc alimente în cadrul programului, în vreme ce familii cu venituri totale mici nu primesc aceste alimente, deoarece nu se încadrează în actualele criterii de acordare. Potrivit legislației în vigoare, cei care beneficiază de ajutoare alimentare în cadrul acestui program sunt familiile și persoanele singure care au stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat acordat în baza legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. Șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată potrivit prevederilor legii numărul 76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obținute din pensie sau după caz din pensii cumulate se află sub 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii neinstituționalizate. Pentru cei circa 36.000 de beneficiari care vor primi alimente prin acest program, județului Sălaj au fost alocate, conform acordului de cooperare încheiat între Consiliul Județean Sălaj și Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură București, aproape 600 de tone de făină albă, 43.000 de tone de paste făinoase, 23 de tone de biscuiți, 285.000 de tone de orez, 280 de tone de ulei, 60.000 de tone de fasole boabe, 72.000 de tone de mazăre în conservă, 50.000 de tone de bulion, 65.000 de tone de roșii în bulion și 145.000 de tone de zahăr, urmând ca și pentru mălai să fie finalizată procedura de achiziție. Astfel, fiecare beneficiar va primi 16 kg de făină albă de grâu, 0,8 kg de paste făinoase, 0,6 kg biscuiți, 7 kg de orez, 7 kg de ulei, 1 kg fasole boabe, 2 cutii mazăre în conservă, 1 cutie bulion, 2 cutii roșii în bulion și 4 kg de zahăr.